Încercăm să aflăm cu ajutorul reprezentanților partidelor politice spre ce formulă de guvern ne îndreptăm, mai ales că la sfârșitul săptămânii acesteia, premierul desemnat Nicolae Ciucă va veni să depună la Parlament lista cabinetului pe care îl propune și de asemenea programul de guvernare. Așadar, în platou alături de noi, doamna Oana Florea de la Partidul Social Democrat, domnul Radu Mihail, senatorul USR, Turoș Lorant, senator UDMR și de la Timișoara ni se alătură vicepreședintele PNL, domnul Alin Nica. Vă propun să pornim discuția din această seară de la o declarație pe care a făcut-o premierul desemnat Nicolae Ciucă, și anume că sâmbătă vine în Parlament cu lista cabinetului și cu programul de guvernare. Credeți că este un semnal că deja discuțiile au luat-o pe o linie anume, se conturează deja o formulă de guvern sau pur și simplu e vorba de respectarea termenului? Domnule Radu Mihail? Pentru noi este oarecum surprinzător, pentru că opțiunea pe care noi o vedem viabilă, și anume reconstituirea coaliției PNL-USR-UDMR, necesită câteva zile bune de discuție, în primul rând privind programul de guvernare. Până acum nu a avut loc nicio invitație la negocieri din partea PNL sau al domnului Ciucă, așa că nu știm cu cine a discutat și de unde are această siguranță că va avea o listă bine conturată. Poate că PNL a ales deja varianta cealaltă pe care o au, și anume să meargă împreună cu PSD pentru a susține așa formă acest guvern, dar încă nu avem nimic oficial, așa că nu putem decât să așteptăm vești de la colegii din PNL. Doamna Flora, e vreun semnal de la PSD că lucrurile merg spre o înțelegere din moment ce premierul desemnat vorbește răspicat de acest termen de sâmbătă? Din punctul meu de vedere, președintele PNL a făcut acele afirmații în dorința de a arăta că se respectă legea și că la termenul legal ei se vor prezenta în Parlament. Dacă sunt discuții, este bine să fie discuții, pentru că este o perioadă de negociere. Din punctul nostru de vedere, ideal ar fi fost să avem alegeri anticipate, pentru că actuala majoritate parlamentară nu mai reflectă dorința cetățenilor, dar având în vedere că suntem într-o criză pandemică, acest lucru nu poate fi făcut acum. A susține un guvern minoritar de dreapta, nici asta nu ar fi opțiune, pentru că până acum au arătat de ce sunt în stare. Considerăm că țara este în acest moment în colaps din toate punctele de vedere, atât pandemic și cât și economic. Așa că este din discuție și asta. Noi ne-am arătat dispuși, eventual, ca până în primăvară, să participăm la actul de guvernare prin niște specialiști și în primăvară să organizăm alegeri, cu condiția de a se respecta acele 10 puncte pe care noi le-am dat publicității, un fel de mini-ghid de guvernare, ca să spun așa. În scrisoarea pe care premierul desemnat a făcut-o publicității ieri, așa numit armistițiu, nu se vorbește despre acest lucru. Ideal ar fi fost, din punctul meu de vedere, era așa doar o scrisoare arătându-și intenția, dar nu era nimic concret acolo. Dom'le, dorim să facem asta, asta și asta. Așa ar fi fost. Poate era doar un prim pas. Era o declarație de intenție, cum ar veni. Ne mutăm la Timișoara. Domnule Alin Nica, există semnale că sâmbătă premierul desemnat va putea veni în Parlament cu o formulă de guvern cu șanse reale de a trece de votul Parlamentului? Eu îmi doresc acest lucru și Partidul Național Liberal își dorește acest lucru, pentru că acest lucru și-l doresc majoritatea românilor, ca această criză politică să se termine odată. Și de aceea am încredere în vocația de militar a domnului Ciucă, care știe să ducă misiunile încredințate până la capăt. Eu cred că și acesta a fost unul dintre scopurile nominalizării sale, pentru a da încredere celor din Parlament că ceea ce dorește PNL-ul și președintele Iohannis este un demers serios de a rezolva problemele cu care țara se confruntă. Chiar dacă economia este pe plus și avem una dintre cele mai mari creșteri economice din Uniunea Europeană, sunt multe provocări. Pandemia, așa cum ați văzut
ne dă mari bătăi de cap și criza energetică și de aceea trebuie responsabilitate din partea decidenților politici. PNL a făcut doi pași. A renunțat la candidatura președintelui partidului Florin Câțu și a venit cu această propunere de armistițiu, adică să lăsăm orgolile politice la o parte și să guvernăm pentru cetățeni. Cum așteptăm și din partea celorlalte partide responsabile, mă refer aici la USR și PSD, să facă și ei anumite concesii pentru a ajunge la un numitor comun în vederea guvernării acestei țări. În acest moment știu că se pune practic problema dacă PNL alege să meargă pe mâna PSD sau pe mâna USR și mă întreb spre dumneavoastră, domnule Turoș Lorant, UDMR din această ecuație PSD sau USR spre ce opțiune ar merge? Noi am spus de multe ori acest lucru, chiar de la începutul crizei politice. Avem nevoie, în primul rând, de un guvern stabil cu puteri depline. Vedem cu toții provocările pe care le avem. Un guvern interimar nu are atribuțiile necesare pentru a da un răspuns adecvat acestor probleme. Am spus de multe ori, în coaliție s-a făcut un mic conflict, să spun așa, între PNL și USR. Noi am solicitat de multe ori să ne punem la o masă, să discutăm aceste probleme, să încercăm să refacem această coaliție. Asta a fost prima opțiune și asta e și acum. A doua opțiune poate să fie și un guvern minoritar, care e susținut de partide responsabile din opoziție, dar indiferent de soluție, trebuie să găsim cât mai repede o soluție pentru a rezolva această problemă, indiferent de variante. Bineînțeles, cel mai bun lucru e să ai un guvern care are și o majoritate parlamentară, pentru că nu e destul doar să guvernezi, să dai acte administrative, să dai ordonanțe de urgență. Ai nevoie și de legi care trebuie trecute cu o majoritate parlamentară, bineînțeles. Din acest punct de vedere, un guvern minoritar ar fi mai vulnerabil din punct de vedere politic, dar nu exclud nici această variantă, cel puțin până la primăvară, pentru a depăși aceste momente grele în care suntem acum. Mă întorc la dumneavoastră, domnule Nica, în acest moment opțiunea de guvern minoritar este singura pe care o are PNL? Nu este singura opțiune pe care o avem. Toate opțiunile sunt încă pe masă, încă se discută. Mai adevărat, am văzut în media tot felul de scenarii, dar credeți-mă că lucrurile serioase se discută în spatele ușilor închise. Și atunci când e o concluzie care poate fi dată publicității, aceasta se face publică prin asumarea de către cele două părți. Negocierile sunt în continuare deschise cu ambele forțe politice și sunt mai multe variante aflate în lucru în momentul de față. Și varianta guvernului minoritar este o variantă, să zicem, de rezervă pe care noi nu ne-o dorim neapărat, pentru că știm ce înseamnă să guvernezi minoritar. Dar deocamdată acesta este mandatul lui Nicolae Ciucă. Un an în această postură și am văzut cât de dificil este să strești proiectele prin Parlament. Însă noi nu ne derogăm de responsabilitate și dacă aceasta va fi misiunea pe care trebuie să o îndeplinim, o vom duce până la capăt, chiar și în cazul unui guvern minoritar. Vreau să mai spun un singur lucru. Să știți că partenerii noștri euroatlantici privesc cu deosebită îngrijorare la situația din România. Nu întâmplătoare a fost și vizita secretarului american al apărării de săptămâna trecută. Și în acest context geopolitic în care pârghiile economice sunt folosite la maxim de către adversarii noștri tradiționali și vedem criza gazelor că aceasta e cauzată de un factor geopolitic, orice slăbiciune pe frontul acesta de est e o slăbiciune a întregii construcții europene.
europene și euroatlantice. Și de aceea trebuie să fim responsabili cu atât mai mult pentru că suntem parte a acestui angrenaj euroatlantic. Mă îndresc spre reprezentanții celor două partide spre care și PNL se îndreaptă într-un fel sau altul, doar că nu se hotărăște în acest moment. Dumneavoastră ați susține un guvern minoritar până la urmă cu anumite, știu și eu, chestiuni negociate legate de legi, de alte proiecte? Noi astăzi am anunțat asta, că nu susținem un guvern minoritar, dar că trebuie să fim responsabili pentru că până la urmă dușmanul este acest virus nenorocit și avem 500 de morți pe zi și că suntem dispuși să colaborăm, să contribuim, să avem un guvern stabil pentru a trece această criză. Asta înseamnă faptul că putem intra la guvernare cu niște specialiști care să ne ajute să mișcăm puțin în sensul bun această țară, pentru că și trebuie să spun asta, s-a menționat în platou de creștere economică, da, dar oamenii nu simt asta în buzunarele lor, coșul zilnic a depășit cu mult salariul minim, prețurile au luat o razna, iar acest val 4 a măturat România tocmai pentru că astă vară nu ne-am pregătit, nu am luat medicamente, nu am făcut paturi la ATI și așa mai departe. Acum, uitați, primim ajutor internațional pentru că nu am fost în stare să gestionăm această criză. Deci lucrurile sunt acute, trebuie să se rezolve mâine, iarna bate la ușă. Mă bucur foarte mult că am reușit în Parlament să găsim o formulă prin care să trecem această lege de plafonare a prețurilor la energie și legea consumatorului vulnerabil, deși și acolo la norme ar trebui să se mai lucreze, dar trebuie să ajutăm românii să treacă iarna cu bine și sănătoși. Interesant este că până la urmă toate partidele ca principiu vor acest lucru, numai că nu se înțeleg asupra mijloacelor de eu a atinge acest lucru. Eu sunt convinsă că odată cu întoarcerea domnului Iohannis se va găsi o soluție. Din punctul meu de vedere, cred că PNL chiar așteaptă întoarcerea domnului Iohannis pentru a lua o decizie. În USR, domnule Radu Mihail, se așteaptă de asemenea o dezlegare, să zicem, a blocajului, inclusiv printr-o discuție cu președintele Klaus Iohannis? Soluția acum nu este la președinte, soluția este la partidele politice. Și mai precis, soluția este la PNL. PNL trebuie să facă alegerea foarte clară. Vrea un guvern împreună cu partenerii de coaliție USR și UDMR sau vrea un guvern împreună cu PSD, fie el minoritar sau nu. Această lege este cea pe care așteptăm ca PNL să o facă. Noi nu am fost solicitați să discutăm, nu am discutat aceste discuții deschise despre care vorbea Nica, în spatele sau în fața ușilor închise, nu sunt cu noi. Asta este evident. Și pasul următor, pentru noi, absolut necesar, clarificare și explicitare a intenției PNL. În momentul în care PNL va spune nu mai discutăm cu PSD, vrem să refacem coaliția, ne-am așezat la masă, avem nevoie de câteva zile de lucru intens și venim cu o propunere de program de guvernare și cu un guvern. Domnule Nica, va veni PNL cu această, să-i spunem, chestiune de departajare, nu mai negociem cu PSD, mergem cu USR și de acolo pornim discuția? Nu știu, văd că a doua oară domnul senator aduce în discuție faptul că premierul desemnat Nicolae Ciucă nu a discutat cu USR-ul. Or, acum două zile îi aduc aminte domnului senator că s-a întâlnit cu Dacian Cioloș, președintele USR. Dacă nu are cunoștință de acest lucru, să consulte presa, să vadă rezultatul discuțiilor, dar ceea ce pot să vă spun sigur este că în prezent se analizează toate variantele. Deci toate variantele sunt pe masă. Și o guvernare cu USR, inclusiv cu miniștri în cabinet, dar și un sprijin din partea PSD. O guvernare cu PSD în momentul de față, cu miniștri în guvern, nu cred că este posibilă, pentru că electoratele celor două partide sunt foarte antagonizate, iar vorbele grele aruncate de către reprezentanții celor două partide fac foarte dificilă o eventuală colaborare. Cred că cu PSD este mai realist un sprijin temporar în Parlament din partea celor parlamentari responsabili care sunt parte din acest partid. Dar dacă nu ajungem la un numitor comun, atunci evident că domnul
prim-ministru desemnat Nicolae Ciucă va merge în Parlament cu varianta unui guvern minoritar alături de partenerii noștri de la UDMR. S-a discutat deja despre programul de guvernare, am participat chiar și eu personal activ la realizarea draftului pe transporturi acolo unde sunt vicepreședinte, am discutat și cu partenerii de la UDMR, deci lucrurile din punct de vedere programatic sunt clare. Și schița programului de guvernare, în general, urmează scheletul vechiului program de guvernare al coaliției, vechii coaliții PNL-UDMR-USR. Deci n-ar trebui să fie impedimente, să zicem, doctrinare sau de guvernare în a ajunge la un consens cu partenerii de la USR. Cred că mai mult e vorba de câteva chestiuni la care ambele partide țin. Am văzut că noi am renunțat la Florin Cîțu ca și premier, dar noi am solicitat ca și domnile lor să renunțe la cei doi miniștri care au fost remaniați. Ori, deja aici ne-am împotmolit pentru că cei de la USR nu au acceptat așa ceva. Acceptați, da, domnule? Trebuie să precizăm lucrurile. Întâlnirea și discuția dintre Dacian Cioloș și prim-ministru desemnat este veche de două zile. Și nu a fost o discuție în sensul de a progresa către o înțelegere, de a face o negociere. A fost doar o informare pe care domnul Ciucă a făcut-o, domnului Cioloș, spunându-i cam asta am vrea să facem, dacă vă gândiți mai bine, poate ne votați și pe noi în Parlament. Deci pentru noi asta nu e o negociere. Domnul Ciucă nu a venit cu mandat clar în care să poată negocia refacerea coaliției, așa că nu au avut loc discuții. Faptul că de două zile nu se mai întâmplă nimic, asta e situația, nu se întâmplă nimic. Deci stadiul în care suntem este că noi așteptăm ca PNL să se decidă. PNL nu s-a decis. PNL încearcă să joace la două capete, să vadă cine va, nu știu, va oferi ceva. Pentru noi problema nu se pune niciun fel în acest, mod. Așa cum domnulica a menționat, anul trecut am construit împreună un program de guvernare. Mare parte din el este încă solidă și o putem relua. Sunt lucruri care trebuie să adăugate, mai ales reformele din PNRR care trebuie neapărat să fie acolo precizate și bine creionate. De aici trebuie să plecăm. Dar deocamdată nu am demarat. Domnule Turoș Loran, UDMR are de gând să se implice într-o formă de mediere a unei soluții între PNL și USR sau PSD? UDMR, de la începutul crizei politice, a încercat să medieze între partenerii de coaliție, între PNL și USR. A spus aici domnul vicepreședinte despre vorbe grele. Din păcate, vorbe grele am auzit și de la partenerii noștri de guvernare. Noi le-am atras atenția de nenumărate ori să nu spună lucruri pe care poate mâine, poimâine vor regreta. Și da, vedem că rănile, să spun așa, încă nu sunt închise, nu s-au cicatrizat. Ar fi nevoie de timp, dar nu avem timp. Și trebuie să depășim aceste probleme politice, câteodată personale. Trebuie să depășim peste aceste orgolii politice sau orgolii personale, pentru că nu putem să ne jucăm cu țara, nu putem să ne jucăm de-a politică când nu avem guvern, când mor circa 500 de oameni pe zi din cauza acestei pandemii, când nu avem un proiect de buget pentru anul 2022, degeaba au lucrat colegii noștri pentru proiecte mari. Dacă nu vom avea un guvern, vom sta, și nu vom avea un buget pe anul 2022, vom sta pe loc. Nu putem să începem realizarea acestor proiecte. Toate eforturile depuse pe plan național și internațional, poate au fost degeaba, dacă nu reușim să facem acest lucru. Mai mult decât atât, nu putem finaliza, din punct de vedere financiar, acest an, cu bine, dacă nu avem o rectificare bugetară. Vedem, în diferite domenii, avem nevoie de bani mai mulți, avem nevoie de regruparea surselor financiare. Acest lucru putem să facem prin rectificare bugetară și avem nevoie de un guvern pentru acest lucru. Un guvern interimar are puteri reduse, n-are posibilitatea, din punct de vedere legal și constituțional,
să facă aceste lucruri. Înainte de a aprofunda aceste conflicte, dar și dorințe cumva de revenire la sentimente mai bune între USR și PNL, aș vrea să vă întreb, doamna Oana Florea, au apărut astăzi tot felul de informații, să le zicem informații, legate de anumite cerințe pe care le-a avut PSD cu privire la numărul de ministere din guvernul Ciucă. Nu, n-avea cum să ajungă atât de departe, pentru că încă PNL, adică sunt niște detalii care ar trebui să urmeze după ce se hotărăște dacă PSD merge sau nu la guvernare. Desigur, sunt anumite informații în presă, dar nu le pot confirma. Dar nu se pune problema și invers, se ajunge la o înțelegere dacă anumite ministere revin PSD-ului, dacă un anumit număr de ministere revine PSD-ului? Nu, cred că într-o primă fază trebuie să aibă loc o discuție principială dacă PSD contribuie cu specialiștii pentru un guvern cu puteri depline pentru o perioadă limitată de timp. De-abia după aceea se intră în aceste discuții. Astea sunt practic detalii. Important este să ajungem la un consens cumva, pentru că nu mai putem sta așa. Suntem, cum să spun, o țară într-o situație absolut disperată. Primul loc la morți în lume, primul preț la energie, preț mare la energie în Europa, cu o datorie externă de 50% din PIB. Adică lucrurile trebuiesc reglate și țara trebuie ajutată acum. Nu mâine, nu poimine. Eu cred că până sâmbătă, totuși, mai sunt 3 zile... Se poate discuta între toate partidele, pentru că, așa cum spuneam, până la urmă, lumea n-a votat. Suntem partide parlamentare, avem o responsabilitate față de țara asta. Vorbiți de specialiști în interiorul guvernului, dacă ați face un guvern cu PNL. Asta înseamnă nu oameni politici din PSD, ci specialiști? Eu cred că specialiștii pot fi fie membri de partid, fie nu. Important este să știe meserie, să fie buni finanțiști, buni manageri, în situația dată medici, poate infecționiști chiar. Nu ne permitem să mai improvizăm. Am improvizat destul până acum și situația este delicată și vă spun de la cel mai înalt nivel de la Bruxelles, europarlamentari, care spun că se aude până acolo, oamenii sunt întrebați ce se întâmplă la voi și așa mai departe. Deci astăzi Florin Câțu a spus exclus revenirea la formulă la USL. E un refuz categoric ca PNL să primească PSD în guvern, domnule Nica? În momentul de față, așa cum v-am spus mai înainte, da. Cu miniștrii în guvern, nu cred că este posibil și realist. Dar, în funcție de evoluția lucrurilor și, evident, după noi alegeri, cred că atunci, în funcție de noua configurație parlamentară, pentru că și una dintre soluții este alegerile anticipate. Dacă nu se ajunge la niciun acord și criza se perpetuează, acesta ar putea să fie un final. Dacă după alegeri conjunctura parlamentară e de așa natură încât face imposibil orice coaliție decât aceasta, atunci, evident că ne putem... Dar de ce abia după alegeri și nu acum, când matematica e clară că ați putea să faceți lucrul acesta împreună? Bun, acum nici cei de la PSD nu își doresc. Adică e o chestiune reciprocă. Păi își doresc să intre în guvern. Ați auzit și colega de platou că spune exact același lucru. Și l-am auzit și pe domnul Ciolacu, spunând exclus să facem guvern cu PNL-ul sau să susținem un guvern minoritar. Totuși, eu păi zic doamna, că această... doamna Florea tocmai spunea că ar vrea să participe la guvern. Am spus exclus un guvern minoritar. Am spus că putem participa la o guvernare de scurtă durată pentru a scoate țara din criză cu miniștrii care să fie specialiști în anumite domenii cheie. E o ofertă. Da, dar ați propus un guvern de specialiști, nu un guvern cu miniștri politici. La asta mă refeream, că asta a fost întrebarea. Dacă acceptăm PSD-ul în păi guvern... Păi și nu a negat doamna Florea. Păi și eu vă spun că un guvern PNL-PSD cu miniștri politici asumați este destul de improbabil.
un guvern de specialiști poate fi gândit, numai că avem trista amintire a guvernului Cioloș din 2016, tot pe așa zis specialiști, sau denumit mai bine spus guvernul zero. Și atunci specialiștii cred că și-au pierdut din capacitatea de a genera un guvern pe un termen așa de lung până la următoarele alegeri. Un guvern de specialiști e un guvern de criză care pregătește alegerile, cum a fost guvernul Cioloș sau guvernul Muguri Sărescu în 2000, adică pe maxim un an de zile. Noi acum, dacă vrem să dăm o soluție durabilă, trebuie să gândim pe un termen mai bun. Alegerile vor fi în 2024, totuși dacă nu sunt alegeri anticipate. Domnule Radu Mihail, aceste condiții ca miniștrii care au participat la moțiunea de cenzură și au votat pentru, ca miniștrii care au fost remaniați să nu se mai regăsească într-un eventual nou guvern PNL-USR-UDMR, sunt un punct de pornire în eventuale negocieri între dumneavoastră și liberali? Aceste condiții nu există. Pentru că diverse afirmații lansate la televizor nu constituie o bază de plecare în a negocia ceva. Noi așteptăm primul pas, claritatea faptului că Partidul Național Liberal vrea să refacă această coaliție. În momentul în care Partidul Național Liberal, forurile de conducere ale acestei formațiuni, vor decide că vor să refacă această coaliție, atunci ne vom așeza și vom discuta condițiile. Dar vreau să subliniez, vom pleca de la programul de guvernare, așa cum am făcut-o și anul trecut. Și am insistat, și anul trecut a fost pentru prima oară în istoria României, când am făcut și noi, ne-am apropiat și noi un pic de Germania și am început discuțiile unei coaliții cu programul de guvernare. Nu cu împărțit portofolii, cu cine îmi place mie la față sau nu, dintre oamenii celuilalt. După care, evident, vom discuta și cine sunt acele personalități care pot să preia portofolii. Trebuie însă să subliniez un lucru. Miniștrii USR Plus au fost cei mai performanți miniștri din acel guvern. Da? Deci, asta e tot ce pot spune și să vedem cum se vor întâmpla lucrurile când PNL, dacă și când PNL va decide că vrea să refacă coaliția. Domnule Turoș Loran, nu sunteți de acord cu ceea ce spune domnul Mihail? Nu vreau să contrazic public, dar totuși performanța miniștrilor e evaluat de premier și ați văzut vreo evaluare de la domnul Crețu? Și e evaluat totuși de cetățenii acestei țări. Dar permiteți-mi să clarificăm anumite noțiuni, pentru că aici am auzit mai multe lucruri. Miniștrii specialiști versus miniștrii politici. Orice ministru, în momentul în care ocupă această funcție, e și un politic. Am avut guverne de tehnocrați, atunci și am spus, marea majoritate din acei specialiști acum se regăsesc în politică. Și cele două noțiuni nu sunt incompatibile. În fiecare partid avem specialiști. În USR, în PSD, în Partidul Național Liberal, bineînțeles, în Uniunea Democrată Maghiară din România, nu putem să avem noțiuni diferite despre guvern. Guvern specialist și guvern politic. În altă ordine de idei, orice guvern are nevoie de susținere parlamentară. Inițiative legislative trebuie să aibă o majoritate, trebuie să voteze o majoritate, ordonanțele de urgență trebuie votate de o majoritate, deci nu putem separa lucrurile. Nu putem avea un guvern, așa în ghilimele, de specialiști care nu își regăsesc voturile în Parlament, pentru că acel guvern nu va avea niciodată performanță. Aș adăuga numai puțin. Vă rog, doamna Florea. Da, cred că poate e vina mea, n-am fost bine înțeleasă. Eu nu am spus guvern apolitic și n-am spus guvern tehnocrat. Am spus că în acest moment de criză avem nevoie de oameni specialiști care să știe meserie. De exemplu, domnul Rafila sau domnul Cercel sunt membri de partid, dar sunt foarte buni în meseria lor. N-am exclus că dacă, nu știu, e cineva care poate să scoată țara din criză și nu e membru de partid, poate să facă parte în guvern. Dar ideea centrală este să fie un guvern politic. Am vrut doar să corectez.
Vă rog, domnul Radu Mihail. Da, exact în direcția aceasta vreau să merg și eu. Noțiunea de persoane care sunt undeva acolo și au niște expertiză și sunt complet neutri și independenți de partidele politice nu a fost validată. Ne gândim doar la domnul Dâncu în guvernul Cioloș. Deci, realitatea este că un guvern minoritar sau, în sfârșit, un guvern al domnului Ciucă votat în Parlament de PNL, de PSD, este, de fapt, un guvern sprijinit de această alianță pe care am putea să o vedem între PNL și PSD. E un fapt. Și, domnule Nica, ați merge inclusiv pe această variantă, da? Cu un guvern PNL-UDMR sprijinit în Parlament de PSD. Doar că presupun că aici vor interveni niște condiții, adică fiecare dintre cele două părți se vor condiționa în anumite privințe. Da, nu are rost să mai purtăm această discuție, că am anunțat că nu facem asta. Da, dar știți cum în ultima vreme așa s-au schimbat declarațiile și variantele încât nu se știe niciodată la ce mai să ajunge. Mai puțin ale noastre, că nu am fost consecvenți. Vă rog, domnule Nica. Noi am propus o perioadă de armistițiu, până trecem peste aceste vârfuri de criză și din domeniul energetic și din domeniul sanitar, fără să avem o bătălie politică pe aceste subiecte unde ar trebui să fim coezi. Și eu cred că există parlamentari responsabili și în USR și în PSD, în eventualitatea în care se va merge pe soluția guvernului minoritar, care să dea credit, măcar temporar, acestui guvern, până în februarie, martie, când am putea să discutăm o soluție mai de durată. Și această variantă este pe masă. Dar a nu alege nicio variantă, cred că este cea mai bună, cea mai proastă soluție pentru România în momentul de față. Așa că PNL e deschis la orice variantă. Evident că avem și noi anumite limite, pentru că și noi suntem trași la răspundere de aleșii noștri locali, de primari. Avem o consultare până la baza partidului și întrebăm ce părere aveți de varianta asta sau varianta asta. Și ce spune baza partidului? Și atunci, evident că și noi avem anumite limitări. De exemplu, baza partidului spune că e destul de greu digerabilă o coaliție cu PSD-ul în momentul de față. Doamna Florea, am văzut și la dumneavoastră că baza partidului spune că nu unui guvern minoritar sprijinit de Partidul Social Democrat, ba chiar unii din baza partidului nici măcar intrării PSD la guvernare. Până la urmă, opiniile divergente sunt normale într-un partid atât de mare. Tocmai de aceea avem foruri de conducere unde prin vot se iau decizii. Dar ultima idee care a emanat din aceste consultări din interiorul partidului, aceasta este. Exclus un guvern minoritar de dreapta pentru că trăim acum rezultatele acestei guvernări și nu putem să ne prefacem că, știți, continuăm să facem același lucru pretinzând că vom avea rezultate diferite. Și atunci trebuie schimbat și suntem dispuși să fim responsabili față de electorat și față de România, așa cum am spus, să contribuim la o guvernare pe termen scurt până la alegeri anticipate care să, ca în urma lor, să avem cu adevărat stabilitate în țară. Un parlament cu o majoritate clară, un guvern stabil pentru următorii 4 ani. Astăzi Marcel Ciolacu făcea o afirmație în fața jurnaliștilor la sediul PSD. Se întreba retoric dacă cineva crede că Florin Câțu este decident decizional, spunea domnul Ciolacu, în toată această ecuație a configurării unui nou guvern. Dumneavoastră, cum vedeți lucrurile? Vă întrebați și dumneavoastră dacă Florin Câțu este un decident? Florin Câțu este președintele Partidului Național Liberal. Recent ales. Normal că are un cuvânt greu de spus în ceea ce se întâmplă în Partidul Național Liberal. Domnule Nica, percepția aceasta că de fapt există mai degrabă o supervizare a președintelui Iohannis în legătură cu formarea guvernului, percepția că, de exemplu, mâine, de la discuția pe care liberalii o vor avea cu Klaus Iohannis, de acolo se așteaptă dezlegarea problemei, este corectă?
Nu este foarte corect. În primul rând, Partidul Național Liberal are structurile sale și discutăm, dezbatem în cadrul Partidului Național Liberal aceste variante. Dar în același timp nici nu putem neglija rolul președintelui în desemnarea și formarea unui nou guvern și în posibilitatea lui de a fi mediator și de a găsi o soluție la această criză politică, fiindcă constituțional aceasta este una dintre menirile președintelui, de a fi mediator și de a rezolva anumite crize și blocaje. Dar de aici și până la a spune că partidul este subordonat președintelui, eu zic că este o mare exagerare. Și pe măsură ce lucrurile vor evolua, veți vedea că poziția partidului este clară și a fost consecventă de la început. Domnule Radu Mihail, așteptați ca PNL să se clarifice mâine? Florin Câțu spunea că așteaptă o discuție sau dorește o discuție bărbătească cu dumneavoastră, cu liderii USR. Dumneavoastră sunteți în postura de a aștepta, nu de a provoca o asemenea discuție? Cred că nu bărbăția este ceea ce trebuie să iasă la iveală acum, ci un dialog instituțional. Sunt două partide, trei cu UDMR, cele care au constituit coaliția. Este momentul, dacă Partidul Național Liberal o decide, să ne așezăm la masă instituțional, partid și partid, forurile reprezentative, delegațiile desemnate să poarte negocieri și să purceadă în a negocia. Nu e nimic extrem de bărbătesc sau nebărbătesc. Aici este simplu, clar, dacă există sau nu voință în cele două părți de a reface coaliția. Noi o avem, este clar, și aș vrea să subliniez. Am ascultat fel de fel de scenarii, de posibilități, mai mult sau mai puțin plauzibile, prin care PNL să colaboreze cu PSD. Unele chiar inovative din punct de vedere politic. De partea cealaltă, soluția este simplă, clară și noi o propunem consecvent de două luni de zile. Un guvern al coaliției care să nu-l aibă pe Florin Câțu premier. Această condiție deja a fost îndeplinită. Deci haideți să trecem la treabă, refacem coaliția și mergem mai departe într-un timp foarte scurt. Există o ezitare din partea PNL de a trece la o asemenea discuție cu cei de la USR pentru refacerea coaliției? Nu, absolut nicio ezitare. Considerăm că refacerea coaliției ar fi cea mai bună variantă, doar că trebuie stabilite anumite lucruri pentru a nu mai repeta criza pe care, iată, încă nu am depășit-o. Și atunci, cred că cel mai bine ar fi ca președinții celor două partide să se așeze la masa dialogului și să găsească această soluție și asta ne dorim până la urmă. Însă, și când se va întâmpla acest lucru? În ultima vreme a partenerilor noștri nu lasă, să zicem, loc de un dialog sincer și constructiv, pentru că vedem pe toate posturile atacuri permanente la adresa președintelui partidului. Și acest lucru nu poate să ducă la un dialog sincer și deschis, pentru că dialogul între președinți trebuie dus. Nu știu, dacă ataci președintele uneia dintre partenerii pe care îi dorești, alături de care dorești să guvernezi, nu înseamnă că ai îndemn sincer atunci când spui că vrei să faci acest lucru. Și de aceea nu dorim să repete istoria pe care am trăit-o în acest an, în care, deși partenerii era guvern, permanent atacau cursurile de televiziune, Partidul Național Liberal și acestea. Domnul Radu Mihail, atacați președintele Partidului Național Liberal, e un demers sincer ceea ce faceți, cum răspundeți la ceea ce spunea domnul Nica? Trebuie să revenim la diferențierea unor mesaje în spațiu public mai mult sau mai puțin convingătoare și înțelepte din partea unor sau altora și la dialogul între cele două partide, între forurile de conducere, între președinți. Deci, haideți să lăsăm pretextele că cineva a scris pe Facebook ceva și să ne întoarcem la ce e de făcut concret, instituțional, să putem colabora. Noi am remarcat că Partidul Național Liberal a trecut de fel de fel de insulte pe Facebook, nenumărate de altfel în ultima perioadă, și au avut chiar documente ale forului executiv care spuneau foarte clar că nu mai lucrează cu USR-ul, că nu știu ce condiții mai pun, adică lucruri dure și așa, care să ne
inspire faptul că suntem foarte departe unii de alții și că ar trebui cumva să ne pliem pe astfel de amenințări. Cred că e momentul să revenim și să avem decizii în forurile de conducere ale partidelor și, încă o dată, startul îl așteptăm de la foștii parteneri liberali, să putem merge înainte, dar, încă o dată, nu este vorba de niciun fel de atac. Nu știu, cred că domnul Cioloș l-a atacat într-un mod deosebit pe domnul Câțu. Domnul Cioloș a repetat, se va așeza la masă cu liderul ales recent al Partidului Național Liberal pentru a negocia în cadrul negocierilor pentru facerea coaliției. Așteptăm ca prim-ministru desemnat să aibă acest mandat să ne propună acest lucru. Deocamdată se pare că el nu are acest mandat să propună refacerea coaliției. Deci nu avem ce să discutăm. Din punctul de vedere al UDMR, declarațiile de intenție și dinspre PNL și dinspre USR sunt cam în același ton, da? De refacerea coaliției. Ce împiedică, din punctul dumneavoastră de vedere, domnule Turoș Loran, să-i spunem ca arbitru sau, în fine, cumva de pe marginea în această situație, totuși refacerea coaliției? Nu suntem nici pe margine, nu suntem nici arbitri. Mă rog, în afara disputelor dintre cele două partide, mai corect. Dar nu suntem nici arbitri. Aceste probleme trebuie să rezolvate între Partidul Național Liberal și USR. Așa cum am spus la începutul emisiunii, trebuie să depășească aceste orgolii politice sau chiar personale deja, pentru că am văzut și în spațiu public afirmații care în ultima lună, în ultimele luni, care, cum să spun, n-au dat dovadă de o prietenie extraordinară. Dar totuși, trebuie să depășim acest lucru. Nu putem ca fiecare partid politic din Parlament să condiționeze doar de actul de guvernare, doar de ideile, programele dânșilor. Trebuie să facem compromis. În urma alegerilor, niciun partid din România n-a primit majoritate absolută în Parlament. Drept urmare, singura soluție de guvernare e coaliția. Iar coaliția înseamnă compromisuri, conlucrare și înseamnă și încredere. Din păcate, această încredere s-a cam dărâmat. Trebuie reconstruită. Nu e un lucru ușor, dar suntem obligați să o facem. Nu putem lăsa țara după mofturile noastre politice și orgoliile noastre. Doamna Flora, se pregătește PSD de opoziție? Adică de continuarea opoziției, vreau să spun? Nu am exclus acest lucru. Noi și nici acum nu le excludem. Până la urmă, această guvernare USR-PNL, la cele două partide mă refer, a fost un pic forțată și hotărâtă de președintele Iohannis în urma alegerilor. De-a lungul acestei scurte guvernări am văzut atacuri din ambele părți. Este adevărat. Până când n-a mai fost posibil, până la urmă, USR a plecat de la guvernare, a votat moțiunea și așa mai departe. Dar ce observ este că în această seară avem un numitor comun. Toată lumea dorește ieșirea din criză. Și asta este un lucru bun. Dacă în zilele următoare vor exista discuții de, cum să spun, din partea tuturor, desigur, inițiativa trebuie să fie a primarului desemnat. El trebuie să contacteze și să solicite ajutor și să declanșeze aceste negocieri cu intenții clare, pentru că, așa cum spuneam, în această scrisoare cu armistițiu nu se spunea nici măcar termenul pentru care se dorește o guvernare de Uniunea Națională, ca să zic așa, mă rog, susținuți în Parlament, nu la guvern, nici ce anume doresc să facă. Dar asta nu înseamnă că în zilele următoare nu pot face acest lucru venind cu niște oferte clare, astfel încât să reușim să trecem iarna. Că veni vorba de o negociere în privința guvernării, în vederea guvernării, totuși, USR are anumite chestiuni peste care nu poate trece, cum ar fi totala libertate în a-și alege miniștrii care vor face parte dintr-un eventual guvern. Și vreau să pedalez puțin pe această idee, dacă veți veni cu aceiași miniștri, inclusiv cu cei remaniați. Aș vrea să subliniez un lucru. Ceea ce a adus împreună, în mod natural,
cele trei partide, PNL, USR și UDMR, a fost mandatul pe care alegătorii de dreapta l-au dat acestor partide și cererea electoratului ca aceste trei partide să facă reforma statului român. Deci de aici am plecat. Nu ne-am hotărât să facem coaliție pentru că suntem foarte buni prieteni personali, nu pentru că avem de împărțit cine știe ce bani de nu știu unde, ci pentru că ni s-a dat un mandat să facem reformă în România. Pe baza acelui mandat, anul trecut am discutat în primul rând, și domnul Turoș a fost implicat, în primul rând am discutat programul de guvernare. După aceea, la guvernare, împreună, am construit PNRR-ul. Și acum, condițiile noastre ale USR pentru a reface coaliția revin la aceeași bază. Vrem ca acele principii care am plecat împreună să fie respectate, vrem ca reformele pe care le-am inclus împreună în PNRR să fie bine planificate și să le putem executa. Și după ce clarificăm aceste lucruri, și nu cred că sunt foarte greu de clarificat, vom merge să vedem cine sunt acei oameni care pot să ducă la îndeplinire lucrurile pe care ne-am propus. Adică nu vă tamponați de niște nume? Evident că nu putem să trecem peste performanța pe care au arătat-o miniștrii noștri. Pentru că niciodată, în cele 8 luni în care acești oameni au fost la guvernare, nu a existat o evaluare din partea cuiva care să arate că nu și-ar fi făcut datoria cum trebuie. Faptul că modul în care primul ministru a ales să încerce să conducă un guvern s-a demonstrat a fi dezastros, este altceva. Noi nu avem nimic împotriva domnului Câțu ca atare. Este o persoană care este acum liderul unui partid, foarte bine. Dar pentru a fi primul ministru al unui guvern de coaliție, ai nevoie nu numai de anumite calități foarte bine definite, dar ai nevoie de un comportament și un mod de abordare a problemelor care să permită acestei coaliții să funcționeze pe baza încrederii. Așa deci cum acesta foarte ar fi un pas... Bun, înțeleg că principiile va fi mai, spuneți, mai ușoară armonizarea principiilor. Totuși, domnule Nica, un guvern refăcut pe baza coaliției ar mai putea să-i conțină pe Ioana Mihăilă, pe Stelian Ion, din punctul de vedere al PNL? Din punctul nostru de vedere, categoric nu. Acum, n-am vrut să intru, cu tot respectul, să fac eu evaluare a miniștrilor USR, pentru că ar trebui să spunem foarte pe multe scurt, lucruri. Vă rog, pentru că ne mai rămân trei. Deci, răspunsul este nu. Domnule Radu Mihail, în aceste condiții, pe scurt, dacă răspunsul este nu? După ce discutăm programul de guvernare, după ce PNL se clarifică că vrea să lucrăm să creăm din nou legăturile necesare pentru a avea coaliția, vom discuta programul de guvernare și apoi vom vedea ce se întâmplă cu ministrii. Până atunci, discuția asta nu are niciun fel de sens. Am înțeles. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost tema zilei de astăzi. Desigur, problemele legate de formarea noului guvern continuă. Vom urmări și mâine și în zilele care urmează ceea ce se va întâmpla, cu ce formă a guvernului va veni Nicolae Ciucă în Parlament. Deocamdată atât pentru astăzi. La revedere!